dacă vedeți primiți, primiți foarte mult din spam. Fie că este SEO spam sau spam pe mail. Acum depinde ce înțelegi prin site. Dacă te gândești la portaluri și așa mai departe, da, alea înseamnă spam. Nu mă refer numai la să te auzi cu toți. Prezentările mele sunt foarte mișto pentru că mereu ajung la discuții foarte interactive, lucruri care nu mă deranjează deloc, pentru că așa reușesc să fac și prezentările mai lungi. Bogdan, după o oră, slide-ul 1. După o oră, slide, încep cu slide-ul 1. Da, într-adevăr, dar noi în trafic avem, la categoria turism, avem toate site-urile astea, pentru că și un agregator de ofertă, tot site-ul turism este. Nu este el agenție sau nu este site-ul în hotel. Spuneam că oricum este o mare diferență între un site de hotel și un site de agenție versus un portal de un agregator de acesta de ofertă. Da, e mai diferență pentru modelul de business e diferit. Clar. Dar am văzut și o grămadă de site-uri de agenții care fac spam și nu mă refer aici numai la SEO spam, ci și e-mail spam, adică exact în ziua când a fost la Robux, am primit un mail cu ofertă șoc Antalya de la o agenție de turism cu care n-am văzut în viața mea nicio treabă. Și șoc era și SEO, adică era și la agenție, nu era agregator sau orice altceva. Da, într-adevăr, site-urile, din ce am văzut eu, site-urile care aparțin de hotelul sau de agenții, de multe ori sunt mai curate, au mai puține oferte, sunt mai ok. Eu, cele mai multe ori, într-adevăr, agregatoare, la SEO, spam, la pagini, multe efectate și tot felul de zi de cheie, într-adevăr, sunt portale. Slide-ul numărul 1. Despre trafic.ro. În România, din septembrie 2000, este primul serviciu de monitorizare a traficului și audienței web din România. În ultimul timp am început să relăgim oarecum zona de acțiune și, pe lângă monitorizarea traficului și audienței web, am dezvoltat și dezvoltăm în continuare servicii care sperăm să fie utile pentru proprietarii de site-uri și pentru web-marketing. Nu știu dacă știți de funcția al domeniului, de exemplu, pe care l-am lansat acum vreo lună, pe care se pot fi de site-uri și domenii. Piața de link-uri e un loc unde se pot cumpăra și vinde link-uri și astea sectoriale. Asta vreau să spun. Nu e la tehnică, dacă eu mă rog și cumpăr, să zic, 1000 de lei, 50 de lei. Depinde, creșterea conform politicilor Google, nu ai voie să înțelegi. Ca să fie din nou discuție care îți face mie la nebunie. Dar toată lumea o face. La răcumperi 1000 de link-uri, cumperi la 1000 de site-uri, 1000 de link-uri, site-uri și nici pe fel de legătură, atunci, da, putem să spunem că e spam. Dacă, să zicem, ai un magazin care vinde bucătării, o firmă care vinde bucătării și are un site, și te duci pe site-uri de femei și cumperi la bucătăria cu două link-uri pe sectoare acolo, nu cred că poate fi considerat niciun fel spam. Mai avem un serviciu alerte, ăsta e din de anul trecut, din august, și folosește cineva un punct de monitorizare aici, al site-ului, dar nu al traficului, ci al performanțelor tehnice, de genul alta aici. Adică, la ce înseamnă asta, punctul în care se atenționează, dau un REC sau un SNS, în momentul în care site-ul tică. În afară, nu știu ce mai cunoscut așa pentru de user e simplu. Un fapt destul de interesant zic eu, de-a lungul timpului din septembrie 2019, astăzi am măsurat 200 de miliarde de afișări. Putem să spunem că am măsurat mare parte din internetul lui, pentru că am avut și avem în continuare multe instanțe de mari. Ideea e că Facebook-ul face cam 1000 de miliarde de afișări pe lună. De cât am măsurat noi în 10 ani, Facebook se face de 5 ori mai mult în o lună. Cum arată piața în site-ul de turism în România? În trafic avem aproximativ 2500 de site-uri de turism, incluzând aici site-uri de agenție, reprezentare de proiecte în sine, cataloge, destinații,
chiar și unele imediat, hai că, na, să încercăm, dar sunt mai greu cu colegii la ori, ca au mulți oameni. Dar încercăm. Este dată interesantă, zic eu, în mai. Site-urile de turism au fost 3 milioane și jumătate de vizitatori. Vizitatori absolut nu. Adică dacă un site a intrat, dacă un vizitator a intrat pe paralela parte 5 în grău, a intrat pe info cu info în grău, atunci am înregistrat pe turism. Deci 3 milioane și jumătate de vizitatori. Asta înseamnă cam 90% din tot vizitatorii pe care considerăm, pe care mă întâlnim noi la trafic. Dacă la vizitatorii nu e nici ca cer, statele nu prind sau bine, sau chiar foarte bine, noi să ajung putem să spunem în privința vizitorilor sau pasagerilor. Pentru că sunt doar 13 milioane de vizite, asta înseamnă cam 3% din toate vizitele înregistrate în traficul lor, și 57 de milioane de acces, tot undeva pe la 3%. Ce ne spune lucrul ăsta? Ne spune că așa cum ziceam și mai devreme, nu se dintre de turism și construite pe PAM. De ce? Pentru că vizitatorul caută ceva pe Google, a intrat pe site-ul respectiv o singură dată pe lună, s-a contorizat, a văzut o singură pagină pentru că el a căutat, evident, cazare în Bulgaria, a ajuns o pagină care e cazare, Costumești, Balaveche, Negru Vod, Pregal, a ieșit afară. Am zis că a contorizat un singur vizitator, o singură vizită și o singură aficiară. Dacă site-urile ar fi fost construite mai bine, atunci vizitatorul respectiv ar fi revenit în decursul acelei ajunge de mai multe ori și s-ar fi înregistrat mai multe vizite. La fiecare vizită ar fi făcut mai multe aficiere. Am uitat despre lucrul acesta și în tabelul comparativ am pus site-urile de turism în comparație cu media site-urilor din trafic.ro. După cum se poate vedea, diferența e destul de mare și destul de clară. Am trecut în acest tabel 4 indicatori pe care am considerat eu destul de important pentru orice site. Numărul de vizite efectuate de un vizitator pe un site în decurs de o lună. Dacă pe un site e turist, spune te rog. Vizitatorii... Vin cu microfonul la tine. Vin cu microfonul. Stai mă, să mă auziți, eu nu? Am auzit. Dacă îmi dai voie să răspund. Vizitatorii unici sunt pe mai, pentru că nu s-a terminat la iunie și nu avem cum să calculăm vizitatorii unici pe iunie, iar vizitele și afișerile erau pe iunie. Deci vizitatorii unici pe mai, vizitele și afișerile pe iunie. Motivul e simplu și ce-am spus, e tehnic. Vizitatorii absolut unici se pot calcula pe o lună în momentul în care se termină luna. Da. Ok. De ce? Pentru că s-ar proaspete pe iunie și pentru că... vizite pe vizitator. Deci dacă vă înțeai din traficul medie un vizitator face 10 vizite într-o lună, pe site-ul turism face 3 vizite și jumătate. Afișeri pe vizită, 4 vizite versus 5 vizite. Timp petrecut pe vizită, cât timp stă un vizitator efectiv într-o vizită pe un site. Din nou, media este mai mare în cazul site-ului din trafic decât la site-ului din turism. Și bounty-ul care este un pic mai mare pe site-urile turism, care este undeva pe la 50%, un bounty foarte mare, zic eu. Ionuț? Sunt din ce categorie? Adică toate îmi cumpăr vacanța în fiecare săptămână și nici bilet de avion în fiecare lună. Corect. Deci, nu cred că se pot compara. Turismul nu este la fel cu EMAG sau cu un magazin care vinde haine online. Într-o lună îți poți cumpăra două bluze sau două perechi de pantaloni, dar... Am rugat de minte să vorbești în microfon, la un moment dat, ca să audă și ei, Cer scuze. Spuneam că turismul nu este la fel cu orice alt
orice altceva, orice alt produs. Adică nu-ți cumperi vacanță în fiecare săptămână și nici bilet de avion în fiecare lună. Ai dat primul exemplu pe care l-a dat a fost pe Emag. Cred că site-urile de turism pot fi destul de asemănătoare cu magazinele online de electronice, de ce nu? Faptul că, să luăm indicatorii, din nou, boundary cu 50%, e mare. Boundary înseamnă că un vizitator intră pe site, a văzut o singură pagină și a ieșit afară. Asta înseamnă că... Site-urile de turism poate că au și campanii de promovare mărită, respectiv AdWords sau nu știu ce, care sunt cunoscute că au avut un bounce rate mai mare. Dacă o campanie are un bounce rate mare, înseamnă că respectiva campanie este bine făcută. Adică înseamnă că din două clipuri pe care eu le plătesc, beneficiezi doar de unul singur, corect? De ce? Pentru că duci vizitatorul fix acolo unde are nevoie. Și dacă vizitatorul respectiv a ieșit... Nu caută prin website-ul, ci îi duce exact la pagina unde are nevoie. Este duce să stăm mai puțin prin site. Și să vadă și să iasă. Nu mi se pare vizitatorul atât de drag, faptul că niște bani trebuie mai mari. De obicei... campanii de promovare plătite, ai un bani trebuie mai mari. De obicei, pe un landing page din ăla, mai ai și o altă acțiune, adică nu ajungi acolo și acolo, nu suni, în afară să suni. Despre ce site vorbim. E posibil ca în cazul vostru să fie unul excepțional și de ce spun excepțional? Pentru că e posibil ca toate campaniile și pagii și ofertele să fie atât de bune încât clientul în momentul în care a vizualizat oferta a și cumpărat. Lucru care nu se întâmplă cu niciun business din lumea asta. Adică niciodată nu o să cumpăr un... Vreau să cumpăr laptop, am intrat pe Mac, primul loc pe care l-am văzut l-am cumpărat. Vreau să mă duc în vacanță în Grecia, am văzut o ofertă în luna iulie, exact pe aia cum am dus, n-am căutat și altceva. Deci mi se pare destul de imposibil ca să spui că utilizatorul a venit pe site, a văzut ceea ce a căutat și a cumpărat și pe urmă gata, s-a terminat. Dar e suficient, la bounce rate e suficient să vadă două pagini. Și cred că se uită la cel puțin două oferte. Adică cauți vacanță în Grecia, vezi 3, 4, 5, 7 oferte. Eu cred că e datorat faptul ăsta, autorul personală, că e datorat faptul ăsta faptului că sunt foarte multe site-uri de turism. Și navigarea cred că este una de multe ori haotică, adică e foarte mult advertising, cu foarte multe rezultate organice sunt și utilizatorul intră, iese, intră pe un alt site și iese și de aceea o să vedem mai încolo și la sursele de trafic, o să vedem că site-urile de turism sau foarte prost în ceea ce privește traficul direct, care este un semn foarte bun de branding, adică eu, de exemplu, dacă vreau să cumpăr un laptop acum, evident că o să intru pe Mac și mă contactez în cadrul traficului direct. O să mai intru pe cel.ro sau habar n-am pe alte site-uri pe care le cunosc. În schimb, la turism, din ce am văzut, nu se întâmplă lucrul ăsta și se merge foarte mult pe căutare. Am căutat vacanță Grecia, am intrat pe site, am ieșit, m-am întors înapoi, am văzut o reclamă pe AdWords, am dat iar click, m-am dus pe un site, m-am uitat la 2-3 pagini, m-am întors, dau foarte multe telefoane, deci căutarea mi se pare destul de haotică și cel puțin pe Google și în general nu cred că este vreo agenție de turism care să iasă în față. Vorbesc încă o dată din punct de vedere, dacă, nu știu dacă mai are sens să mai spun de asta, eu cred că toți indicatorii sunt relevanți și dacă comparăm și dacă e să comparăm cu comedie. Deci nu mai bounce rate. Dacă, hai să luăm așa, deci 80% din site-urile, stai să văd dacă e site-urile. O să povestesc un pic din slide-urile următoare. Dacă 80% din trafic de pe site-urile turism medie vine din motoarele de căutare, și bounce rate-ul medie de 50%, asta ce înseamnă? Exact, nu au găsit ce trebuie. Deci au dat click pe un rezultat organic, așa, au intrat pe site-ul respectiv, nu au găsit ce trebuie, s-au întors. Care e definiția spam-ului?
O să vedem și am ceva mai târziu în ultimul slide, sau mă rog, în ultimul slide, eram și câteva exemple de campanii de adorți, de anunțuri făcute, în care se vede extrem de clar cât de bună este targetarea la unele site-uri de turism. Câteva sfaturi, ziceam. Din ce am văzut atunci, mă uitasem foarte mult pe site-urile de turism. Și din ce am văzut că suferă multe dintre ele. Motivul în care a ajuns utilizatorul pe site trebuie să se regăsească în pagină. Ți-am zis că foarte multe dintre campanii și chiar și din rezultate organice nu se duc la lucrul ăsta. Adică dăm click pe ceva și pe site găseam cu totul altceva. Adică ori găseam o înșelire de oferte... Subiectul newsletter-ului, da, și celelalte. Link-ul intern. Am găsit pagini pe care, nu știu, am intrat, dar am văzut o vacanță în Grecia și mai departe, pur și simplu, mi-era greu ca să mai fac un acțiune. Să mai văd și cu alte vacanțe, sau nu știu, să mă abonez la un newsletter, sau să citesc mai mult despre alte chestii, sau nu vedeam meniu. În momentul în care eu duc utilizatorul pe pagină și nu ofer acțiune principală și nu ofer și alte acțiuni secundare, nu ofer o navigare, atunci el o să iasă. Și o altă chestie, am văzut multe site-uri de turism pe care lipseau acțiunile. Adică pur și simplu nu era număr de telefon sau nu era un buton de cumpărare, nimic, și nu aveau site-urile respective. N-aveau nici, să zic, AdSense sau orice altă formă de reclamă, să zic că, na, listează niște oferte și câștigă bani din publicitate, nu. Erau site-uri, erau prezentate niște oferte și pur și simplu. Nu-mi dau seama, probabil că trebuia să mă duc undeva la contact și de acolo să iau numărul de telefon al agenției și să sun la agenție să zic că, nu știu, am văzut la URL-ul www. Agenția mea cu grosle și așa, nu știu ce vacanță, că aș vrea și eu să comandă. Adică sau acțiunea e plasată în subsolul paginii sau o grămadă, sau lipsa numărului de telefon care la site-urile de turism și general la site-urile care de comerț mi se pare esențială. Ce vreau să zic ca și o concluzie e că degeaba ne trimim și facem campanii și optimizări și nebunii peste nebunii, dacă nu convingem clientul să convertească, dacă nu dăm un buton mare și roșu care se vadă în cealaltă parte a camerei și număr de telefon, atunci eforturile sunt în zadar. Și acum prima greșeală pe care o fac din punctul meu de vedere, nici probabil că să mă înjur Ionut sau Olivian, că site-urile de turism se bazează mult prea mult și sunt dependente de traficul venit din motoarele de căutare. Adică, dacă ne uităm pe tabelul ăsta, datele sunt din iunie, o să vedem că în general, în medie, traficul pe site-urile din traficul direct e pe la 30%, aproape 30%. La traficul pe site-urile de turism e la 15%. La imagini acolo se referă la căutări pe motoarele de imagini, unde marea majoritate, peste 90%, ne referim la Google Images. Motoare de căutare 68%, general 57%. Dacă adunăm imagine cu motoarele de căutare, care basic sunt același lucru, pentru că în momentul în care am căutat insulă Creta și se afișează o imagine pe Google, am dat click, Google Images și până ajung pe site, practic tot căutare pe motoare de căutare e. Avem peste 75%, spre deosebire de media site-urilor, care este de la 50%. Mie unul mi se pare enorm. Adică în momentul în care se întâmplă ceva cu site-ul respectiv sau e penalizat sau dispare Google, toate site-urile de turism rămân cam 25% din business. Se salvează probabil cele mari care au agenții prin toată țara răspândite și care pot fi mai ok. Un alt rezultat care mie personal mi se pare surprinzător, nu are legătură cu SEO și PPC, dar e oricum surprinzător, e webmail-ul. Calculatorism e 1,15% referă. Deci e în condițiile în care toți știm cât spam pe mail se primite din turism, adică cât spam degeaba. Cea mai simplă metodă de a crește rata asta de trafic din webmail e să colectezi adrese de mail ale celor care își cumpără excursii de la tine. Și dacă știi că în iulie și-a cumpărat vacanță în Grecia, atunci pe la începutul anului să-i trimiți un mail cu vacanță în Turcia sau chiar tot în Grecia.
dar aceleași utilizatori și cu acordul lui. Dacă cumpere adrese de mail, 4-5 grade de adrese de mail de pe net și le primiți cu super oferte întâlniri, clar, n-ai de citea și se vede. Pentru mine e absolut șocant. Deci la turism mi se pare genul de business la care fidelizarea clientului poate fi făcută foarte ușor și foarte frumos și decent și inclusiv. Cu care, din ce văd din cifrele astea, nu se întâmplă. Și acum aveam două întrebări pentru cei care sunt oarecum în domeniu. Ce ați face dacă mâine nu ar mai exista motoare de căutare? Stai liniștit. De ce? Din punct de vedere al modelurilor pe care lucrez eu, avem o problemă foarte mare cu motoarele de căutare. Da, deci spuneam că din punctul de vedere al modelurilor pe care lucrez eu, avem o problemă foarte mare cu motoarele de căutare din mai multe motoare. Poți să ne spui despre ce să ai cu vorba, dar pe... Hotel Răzvan și Hotel Grand. Am făcut. Da. Acum, ideea este că, în primul rând, avem booking system-urile care se apucă și cumpără paper-ul advertising pe exact numele hotelurilor noastre. Pe de altă parte, mai avem și agențiile de turism care fac același lucru cu cazare în București și așa mai departe. Pentru noi e foarte greu. Și dacă n-ar mai exista motoare de căutare, cum ar mai putea ajunge potențialii clienți? Pentru că deja s-a ajuns la chestia asta. Și de ce mai aveți atunci un site și de ce mai permite booking online și nu vă bazați doar pe word of mouth? Dar e simplu să scapi de motoare de căutare. No index, no follow. Dar dai site pe jos, mă, cu tot. Dar nu trebuie. De ce? Păi, dar poate vrei din alte medii, înțeleg? No index, no follow, da? Fix în meta tag-ul sus, în head-ul paginii și gata. Și gata, nu mai e nevoie. Aveți deal cu operatori pe ăștia de booking, de... Da. Ce poți să zic? Încheiați deal-urile cu ei ca să nu revândă servicii? Trebuie să le schimbăm. Da. Nu știu, mi se pare că experiența e foarte mare de... În momentul de față, experiența e foarte mare de motoare de căutare. Iar răspunsurile pe care le-am găsit eu atunci posibile, când m-am gândit la întrebarea asta, au fost două. Unul că sunt ghid, că nu știu ce să mai fac, că mi s-a dus, mi s-a dus mare parte din trafic. Și al doilea răspuns posibil ar fi, văd și eu ceva greșit și fac și eu la fel. Adică dacă n-ar mai fi Google, atunci poate ar crește foarte mult Facebook și m-aș îndrepta în direcția aia și n-ar fi absolut păi nu, că s-ar reorganiza procentele și statistica ar crește pe ar crește și Facebook-ul și toate și directul, ceva, știi? Și tot. Deci ar fi foarte mult. Dacă te-ai bazat pe Facebook, ar rămâne alte sectoare libere. M-aș baza pe ele, m-aș baza pe formulile care au secțiuni de turism, m-aș baza pe bloguri, m-aș baza pe, da, și pe Facebook și ok, deci dacă n-ar mai fi motoare de căutare, soluția... Nu, cred că asta e un pic deplasată discuția și hai să o reducem. Adică trebuie să facem un eveniment special despre cum ar fi dacă n-ar mai fi motorul de căutare. Cum ar fi viața fără urmărță publice. Fără Google, știi? Nu, hai să nu trecem în zona. Hai să rămânem totuși în... Da? Cred că rămânem în zona că există motoare de căutare. Să mă atrage atenția aia, special, da. Eu cred că dacă n-ar mai exista motoare de căutare, deja oamenii... Deja începem să vorbim despre... Hai să ne reorganizăm și reorientăm spre Facebook în contextul în care dispare Google. Și putem să ne organizăm și reorientăm spre Google. E o discuție, dacă... Oamenii ar începe să scrie URL-urile în adres bar, deci ar fi o mare schimbare. Da, probabil că s-ar naște azi, chiar prin directoare care erau la început, da. Bun, ideea e că soluții, să zic, ar fi, din păcate, motoare de căutare, ca să-i fac cu placă Linux, motoare de căutare există încă și o să existe mult timp de acum încolo și ele o să fie responsabile pentru mare parte din traficul de pe site-urile de turism și, în general, de pe toate site-urile, așa că nu avem cum să le evităm. Și a doua întrebare, ok, îți fac motoare de căutare, toată lumea, vedem noi cum ne organizăm, dar la întrebare, dar dacă site-ul nostru ar fi singurul penalizat? Deci toți ceilalți sunt bine versi, numai al meu rămâne în pom, ca să zic așa. Apoi ce fac? Mă rog, asta e o altă discuție, nu știu dacă s-a discutat la lumea să ocupe ce despre penalizarea site-ului și cum poți să le vii. Poate e o idee bună de o, într-o nouă ediție.
Greșeam la 2. Ignorarea modului în care evoluează search-ul. Adică, din ce am văzut eu foarte mult în business-ul, și nu mă refer aici numai, neapărat numai la, turism, ci la orice business în general, cum se procedează? Îmi fac un site, scriu niște articole, cumpăr niște link-uri, încerc să uit site-ul respectiv, mă apuc și mă bat cu toată lumea. Asta e singura chestie pe care o fac. Să uităm de multe ori că pe prima pagină putem să ajungem nu numai cu un site și putem să obținem mai multe poziții, mai ales cu ultima schimbare care a fost în toamnă, parcă. Aia oricum se referă la același semn. Bun, ce vreau să zic este că niciodată nu vă luptați doar pentru o singură poziție pe pagină, mai ales atunci când este vorba de numele firmei. Dacă, nu știu, Cătăl Traian, am reținut eu bine? Tranzit. Să luăm exemplu. Tranzit? Da. Cătăl Tranzit. Câte poziții pentru căutarea asta aveți voi pe prima pagină? Să spune? 4-5. Cred că 3-4 poate să fie acum doar de pe site-ul principal. Știți că la un moment dat era o limitare, cum că pe o pagină, pentru o căutare, puteau să fie maxim 2 pagini de pe același domeniu. Acum restricția asta s-a ridicat și poate să fie mai multe pagini. Deci am văzut că... Cum? Da, vă ziceam, pentru hotelul în tranzit. Așa, poate să fie 4-5 de acolo, poate să mai fie unul pe AdWords. Nu cred că faceți AdWords pentru numele hotelului nostru, deși ar trebui să faceți și să mostrați, să vedeți dacă... Pentru că e posibil ca să mai apară trei hoteluri deasupra și voi să pierdeți chiar dacă sunteți primul rezultat organic. După cum se vede în imaginea asta, primul rezultat organic pentru hotelul în București, pe prins când îl făcut pe laptopul meu, e cam invizibil. Ca să vede, este sub primul ecran și e destul de greu să ajung la el. Site-ul respectiv poate să-și facă o pagină de Facebook și de Twitter. Am văzut foarte multe branduri care ranchează pentru numele lor, chiar și pentru căutări. Pe pagine de Facebook și Twitter, ca să vă dau un exemplu, nu știu, Anticariat. A rezervat twitter.com/anticariat și acum e pe prima pagină de Anticariat, un cuvânt care de altfel e destul de greu și destul de greu de ajuns. Se poate face un blog, nu neapărat pe același domeniu. Deci când vă gândiți la optimizare, nu vă gândiți doar la optimizez site-ul și pun cât mai multe articole, indexez cât mai multe cuvinte cheie și tot eliminat că o să fie primul acolo. Asta pe brand reputation, când e vorba de... Pe brand reputation și mai greu și pe alte cuvinte, dar pe brand reputation mi se pare o chestie obligatorie. Adică prima pagină trebuie să fie a ta, toată. Și cu rezultate pozitive, știi? Da. Prezența online egal site cu spam. Asta am discutat ceva despre anul, mai ales să ne întoarcem. La chestia asta poți să mai faci subdomenii, hotel. Nu știu exact, ce. E un exemplu clasic pe care l-am urmărit acum ceva câțiva ani când făceam optimizare pentru site de turism. Turneo, parcă se numește, agenție sau ceva de rezervări, am văzut că acum au și reclamă la TV. Site-ul era absolut infect, dar franca pe prima poziție pentru grămadă de căutări de hotel. Cum făceau, aveau câte un subdomeniu pentru fiecare hotel și era o încălzătură acolo absolut nasoală și... Da, dar am la un moment dat acolo au fost pe căutarea cuvântul Păsescu. Da. Ei făceau... Asta prin 2006-2007. Puneau ceva genul hotel. Nu știu ce, punct, așa. Da, și nu-ți mai dădeai seama, te uitai la URL și nu-ți dădeai seama că nu e hotelul original. Deci aveam avut eu problema asta, nu-ți dădeam seama că la nu-i site-ul original. Putem, dacă ne rămâne timp, chiar putem să ne uităm pe internet să vedem câteva exemple. Acum un slide pe care l-am prezentat în premieră la întâlnirea Două Parale, cu traficul adus de fiecare poziție din Google. Cu toții știm că prima poziție aduce cel mai mult trafic, poziția a doua aduce ceva mai puțin, a treia aduce ceva mai puțin. Nu știu dacă știți cam care sunt proporțiile. 70% prima poziție din totul total al portofoliului și a doua, a treia nu mai este. Dar știu că 70%... O să repeți ce zice ca să... Depinde foarte mult de și apoi. Da, vorbim aici, bineînțeles că la multe din lucrurile pe care le spunea așa, 70%. La multe din statisticile pe care le prezentăm sunt medii.
Adică, într-adevăr, pentru o căutare, de exemplu, ca cazare Grecia, e posibil ca rezultatele să fie diferite decât pentru o căutare... În jo 206 SV second hand. Exact. Pentru că sunt mai multe, una s-ar putea să aibă universal search, adică să aibă niște filmulețe, niște poze, niște clipuri care sunt evidențe și... Na, dacă iau poze cu poziția 4, s-ar putea să atragă mai multe clipuri decât ar fi fost un rezultat normal de pe poziția 4. Vorbind la o medie, generală, cam asta mi-a dat 9. La trafic, deci în aprilie 2011, asta e media. Toate căutările pe care le-am înregistrat noi, am luat toate căutările pe care le-am înregistrat și am notat. Căutările pe prima poziție au adus, nu știu, un miliard de afișe de căutări de poziția a doua, adus. Și am spus procentele. Poziția 1 cam 50% și poziția 10 de vreo 20 de ori mai puțin. Ce e de învățat? Ce e de învățat de aici e că poziția 1 contează în continuare. Adică diferența între 1 și 2 este de mai mult de 3 ori. Înseamnă că dacă ești pe 1, primești de 3 ori mai multe clipuri, poți să vii de 3 ori mai multe produse, ai venite de 3 ori mai mari și implicațiile sunt destul de mari. Poți să vorbești la microfon, că n-ai lângă tine. Păi am înțeles cum am făcut chestia asta. E simplu. Am luat toate cuvintele cheie pe care noi cum o interesăm și vedem de ce poziție. Am eliminat complet linguri sponsorizate și orice altceva. Am luat pur și simplu. În momentul în care cineva, nu știu, dă click pe un rezultat pe Google, se poate ști de pe ce poziție a fost rezultatul respectiv. Am dat toate cuvintele cheie și am pus. Dacă cifrele nu sunt exacte, proporțiile care sunt, diferențele se păstrează. Adică, ala de proporția 10, ala de 10 ori mai puțin. Cel mai probabil, da. Chiar în mare, da, ți-am zis, ar putea să modifice destul de mult în momentul în care apar filmulețe, imagini sau alte chestii pe aici. Pentru că dacă apare un filmuleț pe poziția 5, clar, o să fiu tentat să dau click pe el. Da, dar mai e faptul că el are site links, are CTR-ul mai mare. Normal că... Dar nu vorbesc de cum arată sau păi ce nu, zici. Că și arată. Astea sunt doar date... Nu, ăla doar un exemplu. Nu te lua. Aici nu e vorba de paginile site-ului trafic, ci e vorba de toate site-urile din trafic. Ce-am pus în spate, am pus doar ca să nu fie gol. Există șansa ca alea de îndupărire poziție în rezultatele organice sau asta e site-ul. Motiv pentru care, în momentul în care se trebuie mai mare, plus happy clicker. Care dacă e adun la... Păi să-ți da. Prefer să fiu pe doua poziție, să am site-ul de îndupărire la asta. Eu media, deci... Ca să vedem că rezultatele astea... Am căutat de unde mi-a venit ideea asta să facem testul ăsta sau prin studiul ăsta, că nu-l văzusem, primul rând că nu-l văzusem nici în România și am văzut la rând că îl văzusem, știam de prin 2005-2006, că au el parcă sau nu mai știu, motor de căutare, a scăpat vreo 9 milioane de căutări și la fel au făcut și chestia asta și au pus o imagine care acum e destul de celebră cu oamenii care fac SEO cu poziția. Dacă ne uităm aici, cam asta e ce se întâmplă la ei în 2006, deci în 5 ani proporțiile au rămas la fel. Vorbind aici de proporții. Deci prima poziție are 42%, ultima poziție are aproape 3%. Sunt sensibil egal. Ce e de reținut aici e că dacă adunăm toate noi, am considerat aici decât decât primele 10 poziții, suma tuturor procentelor de 100%. Ei au considerat pozițiile separat și dacă adunăm aici, adică au avut și poziția 11, cât primește și poziția 12, ce se vede aici e cam 90% din trafic. Deci prima pagină i-a luat să primește cam 90% din trafic, doar 10% merg mai departe. Dacă mulțim matematic, dacă nu mulțim matematic și mulțim cu 10 pe 9, 42 pe 13, o să le dea pe undeva la 47%, 48% din clipurile de pe prima parte,
ceea ce dovedește că statistica voastră e corectă, nu pentru că... Nu, e vorba, ceea ce dovedește că, deși au trecut 5 ani, Panda, deci și Florida și cum dracu să mai numi toate alea, vezi că a rămas cam la fel, adică prima poziție primește cam jumate din trafic, ultima poziție primește cam 3%. Da, și știu că mai era o întrebare atunci la două parale, știu că m-a întrebat cineva de asta, de Google, vei știu că citisem și am vorbit și atunci, cam 30% sunt rezultate plătite. Da, 30, da, cam așa. 20 dar, și 30. Chiar era o discuție astăzi pe azi, pe forum, pe Facebook, la lumea SEO-PPC, cu pare că și vorbeam de nou layout al Google, care ce-a făcut, a luat primele 30 de rezultate și le-a lățit foarte mult, a pus o grămadă de spații albe pe acolo ca să, și l-a făcut să însemnă foarte mult că rezultatele organice sunt niște teste pe care le fac. De ce? Ei vor să împingă ăla 30%, 40-50%. Orice procent câștigat sunt un ban, sunt o grămadă de miliarde de dolari pentru ei. Bun, asta e o poveste care se întâmplă în general la toate satele care vând același produs, ca să zic așa. Îți considerăm și o vacanță tot un produs ca să fie explicația ceva mai simplă. De ce? Pentru că, în general, și asta se întâmplă mai ales la agregatoare, ce drept. Preau descrierea unei vacanțe, o pun acolo și așteaptă să indexeze pagina respectivă. Ca să fie un pic mai clar totul, să vă dau exemplu cu magazine online. Să zic că, nu știu, apare iPhone 5, evident că 99% din magazine care se scoate la vânzare iPhone 5 o să aibă exact același conținut pe pagină. De ce? Pentru că toată se ia fișa venită de la producător, trage, rămâne, copy-paste, fac, a pus acolo și pe unul între unul, de ce nu ieși bine. Adică în momentul în care noi avem exact același conținut pe site, cu pe pagina respectivă, cu o grămadă de alte pagini, în momentul ăla, Google-ul nu o să știe, nu o să ne aleagă pe noi, pentru că o să ia, depinde, acum regula spune că el ia întotdeauna pe primul, dar nu se întâmplă de cele mai multe ori, nu se întâmplă așa. Eu personal n-am reușit să-mi dau seama dacă e cineva mult mai bun ca vine aici pe SEO să spună care e regula pentru că prin care el ia, alege un document înainte altul altora, deși toate documentele sunt la fel. Ea spune că îl ia pe cel pe care l-a găsit primul, de care își dă seama că e primul și nu este pe tot. Dar de multe ori se întâmplă, nu știu, lucram la un dat într-un site de știri și puneam noi știrea respectivă și apărea pe 3-4 obligatoare și noi eram în poziția 9 de la știrea privată de la noi. Da. Ce e de reținut aici? Că dacă punem ofertă de vacanță, să zicem vacanță în Grecia, să încercăm să rescriem un pic oferta respectivă, sau 20-30%, 40%, mă rog, centele astea sunt multe povești și toată lumea jonglează cu ele, dar trebuie să avem un procent acolo diferit. Nu știu, procentul ăsta poate să fie manual de noi, de editorul site-ului care introducem oferta, sau poate să fie opțiune pe altfel, nu știu, prin comentarii, prin review-uri, prin user-generated content. Ideea e că pe pagină trebuie să avem ceva în plus față de restul dacă vrem să ieșim mai tălăt. Am văzut la multe site-uri de turism faptul că ceea ce ne interesa pe noi, conținutul paginii care ne interesa pe noi era îngropat. După cum se vede aici, am încercat să fac un mic chenar. Aici nu sunt pe prima pagină, sunt pe o vacanță în Chatter, insula Cos, 7-14 nopți. Și rămâne header-ul ăla enorm și cu toată informația aia rămâne deasupra codului de pe aflat pe pagină. Și asta am văzut de multe ori. Când am discutat cu oamenii care aveau site-urile respective, explicația lor a fost dată, dar noi păstrăm același header însemnând cam primul ecran, pentru că acolo ne promovăm noi ofertele noastre cele mai importante. Dar nu mi se pare normal că eu dacă intru pe, nu știu, am intrat dintr-o campanie sau din Google sau undeva pe Chatter Insula Cost 7-14 luni, să văd o grămadă de alte informații. Și oricum nici pentru să nu e bine ca informația care contează să fie mai la... În stânga aveți acolo a cincea problemă, sau ca să zic așa, la cinci aici e un cumul de probleme, probleme de performanță. Foarte multe site-uri de turism, fiind și natura site-urilor de genul ăsta, au foarte multe imagini, filmulețe, nebunii pe acolo, se încarcă foarte, 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 foarte greu.
După cum știu, Google a introdus, am trecut, parcă a introdus acel puțin considerare factorul ăsta de load time în ranking. Nu știu dacă e introdus și pentru România, știu că era când am lansat, dar pe .com. Dar o să devină din ce în ce mai important. Și în plus de asta, un site care se încarcă în 40 de secunde nu o să fie niciodată, sau de multe ori o să fie foarte greu învețat. Nu mai vorbim aici de site-uri care cu 3-4 zile dintr-o lună sunt picate și când vine botul Google nu găsește nimic pe ele. Site-ul respectiv, după cum vă ziceam, în stânga acolo, e o pagină de pe un site care are cam 13.500 de pixeli lungime. Ca să citești toată pagina respectivă, trebuie să facă scroll de 23 de ori. Deci, imaginați-vă că ăsta nu e tocmai un exemplu bun, nici de încărcare, nici de zăpilit, e un exemplu tragic de pagină de site de turism. Poate să spice browserul, scrape browserul, da. Poate să întâmple multe lucruri. Și pe toată pagina asta nu era niciun buton sau niciun număr de telefon, adică săracul, cel care citea de la început până la sfârșit 25 de pagini și la sfârșit și nu vedea nici măcar un buton sau un număr de telefon. Ce poate să ne mai afecteze foarte mult, foarte multe broker mix. Mă gândesc aici la site-urile de turism, ar trebui să fie situația de spune asemănătoare ca la magazinul online. Ce se întâmplă în momentul în care dispare o vacanță de pe site? Majoritatea iau vacanța, pagina respectivă cu vacanța și știu. Ce se întâmplă în momentul ăla, toate link-urile și tot juice-ul care venea către pagina aia, nu mai are nicio importanță, pentru că pagina o să returneze 404. Toți vizitatorii care dau click de pe forumuri, de pe Twitter, de pe Facebook, de unde vreți voi ca să ajungă pe pagina aia, sau chiar din rezultatele organice, așa ajung pe pagina aia, ajung pe pagina 404. Majoritatea oamenilor care ajung pe pagina de erare o să iasă afară, nu o să continue. Și care-i soluția? Soluția o să dau imediat. Ne-am lansat de curând un curs gratuit pentru cei care sunt webmaster programatori și au trebuit să fie învățați cu tool-uri de genul ăsta. Noi am încercat, l-am luat și l-am făcut ceva mai pe înțelesul tuturor, ca să zic așa. Un tool pe serviciu alerte, timpul este jos. Ce spune tool-ul ăsta, am cât timp să încarcă site-ul și care sunt elementele din pagină care îți ocupă cel mai mult. Plus față de analitic și combinat plus față de plus? Ăsta da, ăsta e... Ăsta e mai mult spre, nu știu exact cum se numesc, foarte tehnic, dar sunt tot felul de extensiile astea de Firefox, de Chrome, care fac chestia asta, dar o fac mai în amănunt. Tool-urile sunt mai bune, sunt foarte bune pentru oamenii care se pricep. Vezi fiecare fișier JavaScript, în cât timp se încarcă fiecare imagine, fiecare... Ce am încercat noi să facem, am încercat să facem o chestie ceva mai simplă pe înțelesul tuturor, ca orice proprietar de site care nu are neapărat cunoștințe tehnice, să intre și să vadă în cât timp se încarcă diferite elemente din site. Imagini, CSS, script, flash și în momentul în care se vede o problemă, vede, nu știu, că CSS-ul se încarcă în... Pe site-ul lui CSS-ul are 200 de kg și pe site-ul concurenței are 15 kg, își deși înseamnă că e o problemă și poate să uită la programator să zică, băiatul, când ții CSS-ul un 30 de fișiere și au 200 de kg. Page speed-ul ăla de la Webmaster Tools, ăla, nu știu, sincer, nu știu cum e făcut, cum e dezvoltat. Page speed-ul e și o extensie de la Google pentru Chrome și Firefox. Apeși F12, lansezi tool-ul și zice ceva de genul ăsta pe unele elemente. Aici e timpul de încărcare. Ăla zice mai multe lucruri. Da, Chrome și Firefox și Yahoo are Yahoo Slow. Și aș fi curios dacă, da, de după Yahoo Slow, ăsta era, așa. Și aș fi curios să aflu cum funcționează pe speed-ul ăla, pentru că timpul de încărcare... E similar cu Yahoo Slow. Fac aproximativ același lucru, mai arată un leu. Toate paginile site-ului tău. Nu, pe o anumită pagină lansezi tool-ul și dă un raport ceva de genul. Okay. Nu. Da, în general tool-urile oricum pe care le dă Google sunt foarte bune, dar începând cu Fire Planner Google, cu care acum sunt niște double și Fire Planner și terminând cu Cure Tool și cu astea, e doar foarte multe aproximări.
În afară de Analytics, care într-adevăr e un tool foarte bun de analiză internă și vezi tu datele tale, restul sunt aproximări și de multe ori sunt aproximări de sub. Da, nu știu, ideea e că Facebook, viteza de încărcare a site-ului a început să conteze și contează. Contează odată când a început să conteze pentru montarea de căutare și o să conteze foarte mult în continuare pentru user. Nu știu, eu personal de aici, dintr-o site de asta două, aș alege, dacă aș fi un motor de căutare, să zic așa, aș alege infoturismul. Diferența e destul de mare la încărcare. Ziceam de broker links. Soluția ce fac cei mai mulți cu magazine online sau eu știu cu site-uri care vând produse, în momentul în care dispărut o ofertă pe site, au șters o pur și simplu și la un URL ăla o să dea un frumos 404. Deci chestia asta e greșită din foarte multe puncte de vedere. De ce? Pentru că în momentul în care vine cu robotul Google și te dă de foarte multe pagini astea 404 la tine pe site, nu e bine că o să zică că site-ul e incomplet. Să zicem că am adus nu știu ce laptop și am început una să vorbească despre el pe forumuri și pe Twitter și strâng o grămadă de link-uri către site-ul meu, link-uri excepționale. Așa, și peste două zile programatorul mai pune încă un slash sau ceva în URL fără care eu să știu. Toate link-urile alea pe care le-am scris o să primite către un fix 404 care nu se va releze nimic. Toate utilizatorul să ajungă acolo de pe forumuri, de pe rețele sociale, de pe ce vreți voi, să ajungă acolo și nu se găsească nimic. Și toate o să pierdă toată valoarea link-urilor pe care le-ați obținut. În serviciu pe care l-am dezvoltat noi, am încercat să rezolvăm tocmai problema asta. Știu că prin afară sunt ceva tool-uri de genul ăsta, mai scumpe și sunt separate. Adică, mă rog, să vă zic în inima ce face, vedeți exact cine a ajuns pe pagina de eroare din site și cum a ajuns acolo. În situația de față, în stânga avem o listă completă în tabelul respectiv, data, referă și URL. Și vedem că cineva a căutat pe Google cel un cuvânt, mă rog, în aplicație se poate vedea exact ce a căutat, care a fost cuvântul căutat, a ajuns pe trafic, de pe trafic a intrat pe vizitatori afaceri comerț, așa, urmă a ieșit afară, și de pe forum se opedia metodă de promovare, a încercat să intre iar pe trafic pe pagina despre noi. Dar noi, între timp, am schimbat URL-ul paginii despre noi și utilizatorul respectiv a văzut o mare pagină în 404. Ce, folosind tool-ul ăsta, ce putem să fac acum este să văd exact care e versiunea nouă a paginii despre noi și să o redirectez 301 către ea. Și astfel nu pierd, nu mai stresez utilizatorii că n-au găsit sau au intrat de pe în diverse locuri și nu au găsit ceea ce căutau, cum e cazul de față. Și doi, valoarea link-urilor pe care le-am strâns eu pentru pagina asta despre noi, nu se pierde. Dar altfel se pierde. Și acum ziceam că aveam un premiu. Nu mai puțin. Uneori nu e ok să redirecționezi. Dacă ai ofertă care e foarte specifică și tu ai mai multe pe aceeași temă, poți să afișezi o listă cu oferte similare. Dar tot redirecționezi. Poți să lași o listare de oferte asemănătoare. Nu zic că... Deci dacă ai ofertă veche... iPhone 5, da? Ai luat, ai pus, ai un link, cineva a intrat pe pagina de 404. Okay. Evident că nu o să pui oferte similare cu iPhone 5 pe pagina 404. Okay. În schimb, o să redirectezi vechiul URL de la iPhone 5, o să redirectezi către noua versiune a paginii care prezintă iPhone 5 sau poți să se redirectezi către o pagină care îți prezintă cele mai noi telefoane cu Android. Ok, și în loc să faci asta, n-aș fi ok să ai și o pagină, nu tot timpul, dar uneori, să ai o pagină care afișează alte oferte de iPhone 5, dar nu redirecționezi automat. Ok. Linkul ăla nu mai funcționează. Deci tu ai link. Dar poți să-l faci funcționa. Linkul ăsta e și iPhone 5. Okay. Linkul ăsta nu mai funcționează. Tu vrei să construiești pe el? Da.
Da, dar asta implică ceva dezvoltare și efort și resurse. Ok. Nu, auză, dar nu e... Vrei să faci 301 pentru o pagină cu 4, pentru 404, că nu înțeleg ce vrei să faci. Dacă ai iPhone 5... Da, m-am înțeles, și nu faci... Și ca să faci o pagină, faci dar nu faci 301. Da, faci o pagină în care afișezi... Ai pagina și o pui în... O creezi, o creezi și pui acolo... Pui în 404, da. Dacă ți ajunge... Nu pui în 400, faci... Magazinul congros și iPhone, da? Așa, dar pui și pui pagina respectivă, pui o categorie, o faci o categorie iPhone pe site și pui iPhone-uri acolo, știi? Aha. Dar nu prea am văzut în practică să se facă treaba asta. Deci, da, mă rog, e aici o discuție care... Da, nu, dar să mă gândesc că ar fi un pic abuziv să trimiți, dacă el nu mai e dincolo, dacă e spart, dacă e broken, da? Și tu îl redirecționezi pe el către o pagină cu conținut similar, practic tu îl păcălești. Îl păcălești util pentru utilizator, dar din punct de vedere al motorului de căutare... Poți să-i faci utilizatorul, ți-am zis, aici e chestia de programare, poți să-i faci utilizatorului... Să vezi care e diferit, să vezi dacă pagina respectivă a fost redirectată cu 301, îți faci un JavaScript care zice. Okay. iPhone 5 nu mai este disponibil, dar uite, să faci 404, pot... nu, să mimezi. Nu, da, nu faci 404, redirectezi 301, dar tu poți să vezi că ea a fost redirectat 301, poți să vezi de unde a venit ăla și poți să faci. Ideea e că nu e bine să lăsăm pagina, orice soluție alegeți, e foarte bună. Mult mai bună decât a lăsa utilizatorii să ajungă pe pagini de eroare. Ce mai important și cu pagina asta de eroare e că foarte multe pagini au, foarte multe site-uri n-au pagine de eroare custom. O pagină de eroare custom te poate salva de multe, poate salva traficul. Și dacă spuneți că toți știți pagina aia clasică de Internet Explorer sau de Firefox cu URL-ul nu a fost găsit. La paginile respective, de cele mai multe ori, de fapt, în toate cazurile, utilizatorul să schimbe calculatorul sau să dea back și să dea click pe un alt rezultat. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă la paginile respective, acolo i-aș pune o pagină de eroare 404 și să zic, îmi pare rău, pagina pe care ai căutat-o nu mai e disponibilă, dar uite, poți să cauți aici, în postul asta de căutare, un produs sau poți să te duci sau să navighezi printre categoriile astea. În felul ăsta nu se mai pierdeți. Poți să-i mai afișezi și lista cu top pagini din site, asta mi se pare utilă. Și top pagini din site, poți să afișezi o grămadă de chestii. Ideea e să nu lași pe aia implicită pe care îți afișează browserul, pentru că clar ai pe vizitatorul. Tot v-am povestit de serviciul ăsta Alexa pe care l-am dezvoltat noi, ăsta face trei chestii. În primul rând, dacă site-ul e disponibil, dă un SMS, programatorului, omului de la hosting, habar n-am, proprietarului site-ului pe care îl anunță, vezi că de 5 minute site-ul este ridicat, vizitatorii nu poate să intre pe site și să cumpere, sau habar n-am. Măsoară timpul de încărcare, dar timpul de încărcare din perspectiva utilizatorilor, adică și se face o medie, ceea ce e total diferit de Yahoo Slow, se numea, acolo, sau de alte tururi, în care tu poți să faci doar pentru tine, vezi, îți instalezi pe calculatorul tău extensia respectivă și vezi cât timp se încarcă ție site-ul. Dar asta nu e prea relevant pentru că modul în care navighezi tu și calculatorul tău și habar în colecțiunea pe care ai tu la internet nu este aceeași cu cea pe care au vizitatorii tăi. Noi ce facem pentru toți vizitatorii care ți-au vizitat site-ul, spunem care este timpul lor de în cât timp s-a încărcat lor site-ul. Așa și tu o să poți să vezi acolo că medie site-ul se încarcă habar în 5 secunde sau în 10 secunde și poți să vezi o medie și poți să vezi la un moment dat că site-ul tău se încarcă în 4 secunde și poți să vezi că și poți să pui o alertă în momentul în care site-ul începe să încarce mai mult de 10 secunde. Deci în momentul ăla poți să știi clar că ai o problemă și poți să pui noi. Și nu știu, te duci la programator sau la găzduire sau habar n-am. Să vezi și oamenilor, timp de 3 luni mi s-a încărcat site-ul în 4 secunde și vă rog că până asta a început să încarce 10 secunde. Aveam o problemă, e undeva, n-am cum mai la site, ce se întâmplă, cum mă duie față, habar n-am. Și a treia chestie e treaba aia cu link-urile, cu broken links. Practic, cum se face asta, se pune un cod pe pagina de eroare și în funcție de codul ăla, tu poți să vezi o grămadă de rapoarte care să te ajute să-ți rezolvi problemele pe care le ai.
Serviciul ăsta costă 50 de euro pe an și vrem astăzi să oferim o licență pentru el. Pentru cea mai frumoasă întrebare o să aleg eu, domnul Ionuț, o să alegem răspunsul. Deci formularea contează. Să alegem din prezentarea întrebare care se va pune la prezentarea lui Cristian. Ce trebuie să fie o întrebare frumoasă, deci cu cuvinte pompoase, asta e, cred. Frumoasă, da. Nu, gramatică, că am văzut că ăștia pe la BAC nu prea mai înțeleg sensul cuvântului gramatic sau comentat o grămadă de... Dacă nu știați acum la BAC, le-a plecat să comenteze opere dramatică și din Caragiale și habar n-am. Și s-au plecat oameni și la dramatică, am înțeles romane cu chestii care se întâmplă de chestii nasoare, n-am înțeles cazul sau altceva. Asta e trist ce ai zis, adică ai internat-o cu tristețe. E dramatic. Dramatic. Dramatic cu totul. Dramatic, dar nu te atrag, ca să spui așa. Gata? Gata, mai am câteva, stai bine și câte. Creșteri frecvente a avut foarte 45 din, din prima serie. Făcând anul trecut la Intu a fost cel mai nasoriu, că e și Ciprian pe aici. Cum auzi, nu mai știu cum am... Mi-am calculat site-ul era total greșit, aveam vreo 60 de slide-uri, dar nu s-a mai terminat. Eram transpirat acolo, de finale. Meniul de fresh java. Dacă vrei te salvezi, zic ceva acum, orice și... Hai, stai cum, okay. Lasă-mă de citire. Meniul de fresh sau JavaScript am văzut de foarte multe ori. Motoarele de căutare le destul de greu să interpreteze astea așa cum ar trebui folosiți. N-au țai, n-au breadcrumbs. Breadcrumbs-ul poate să ajute mult mai mult decât ați putea să credeți vreodată la investarea unui țai. Deci dacă aveți un site acum pe orice domeniu și n-are breadcrumbs, vedeți cum integrați în site. Alte greșeli. Cazul de dizela orice robotspect pe de ce nu mi se indexează site-ul, același tip, aceeași descriere pe toate paginile, am văzut. Text ascuns însă nu se mai practică. Nu, chiar nu... Ok, zic eu, na, el a zis în glumă, dar eu zic serios. La meet-up-ul de SEO de la noi, de la Traffic, și că am avut discuția cu nenea, care zicea, dar cum, că eu am foarte mult postat și ce are, dar ce e greșit? Și ne-am chinuit să explicăm ce e greșit, n-am înțeles și l-am lăsat, adică nu mai... Mai ales la asta, unde ați văzut pe sursa de trafic, imagine, e foarte bună, denumiți pozele, nu lăsați la hotel sau habar n-am, sau nu lăsați pozele 1.0.j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 .
pozele, pagini de introducere nu-i bine, URL-uri nedeschise nu-i bine, fără acțiuni principale sau secundare, pe site. Ăsta cred că e site-ul pe care am dat ceva mult exemplu atunci și acum, deși nu bine am arătat, poate la un timp, sper că nu-i cineva pe ei de la site-ul ăsta, dar dacă e... Și eu, site-ul cu 7. Tu ai făcut site-ul? 7. S-a nimerit. Și a rămas așa 7 ani? Asta... Dacă nu a pus să modifice, eu nu mă accesez. Ăsta era și site-ul cu... I-a zis, auzi-te pe site-ul meu că nu mai sunt copii. Asta am zis-o total la liberare, știți, sper să nu fie aici și așa să totul lăsați. Nu te aștept, eu zic că asta e o întrebare bună. Întrebare bună. Ce greșit la prima vedere, fără H1, fără alt menu, JavaScript, același tip pe toate pagini, URL-ul nedeschise, tot asta era tot site-ul cu ei. Dar acum 7 ani era ok, adică. Acum 7 ani, da, nu mă bag, nu mai vreau să mai zic nimic. Lucrul ăsta, nu, dar nu vrea să și-l schimbe. A, și acum o să intru un pic, sper să nu, pentru prezentarea lui Cristian, dacă ești cu ceva în sensul ăsta, zic repede că să și nu mai zic. Cele mai frecvente 10 greșeli realizarea campaniilor de PPC, astea în general se aplică neapărat în turism, cam în toate domeniile și au fost întâlnite de mine de-a lungul timpului. Eu fac PPC în ultimul timp, am făcut cam puțin. Acum am observat cu surprindere că mai rulez vreo 2-3 mii de dolari pe lună, deci nu e atât de puțin pe cât ziceam eu. Așa. Și ce acum cu mult timp nu mă făceam mai mult, dar oricum ideea e că am văzut o grămadă de greșeli care poate să vă coste foarte mult, după cum știți la PPC vă costă fiecare click în parte și dacă nu sunteți atenți și nu aveți un quality score bun, poate să vă coste foarte mult click, foarte mult un click. Targetare slabă.
Noi asta sunt în momentul în care facem o campanie, am făcut o vacanță și noi avem un site care promovează doar vacanțe în Grecia. O să primim grămadă de trafic irelevant pentru site-ul nostru, să avem boundary foarte mare, lumea o să iasă. Așa, vacanțe și în Grecia, primul anunț este o persoană la mare, la hotel de 3219 lei de persoană. Pagina pe care duce anunțul respectiv prezintă un hotel în Saturn, Neporie, ceva de genul, nu știu, nu are nicio treabă cu vacanță Grecia. Dacă mergem la punctul 3, de aici lista keyword-ului de bază în anunț, lista call to action din anunț. Are multe. Nu, call to action are, doar prima parte la... Așa, în lista chiar de bază, în anunț. În anunț n-apare nicăieri. Ai văzut, ăsta nu-i cel mai prost, adică l-ai ales pe unul care... Nu, dar știi, mai asta e mutrea, vrea să te convingă să nu te mai duci în Grecia. Și mai frumoase, da. La soluțiile, pentru... Da, doar să-l înțeleg. Doar dar e prost ăsta, știi? E lista chiar de bază. Frate, dacă faci reclamă la vacanțe Grecia, pune în tipul anunțului vacanțe Grecia. O să te anunțe la CTR și la Quality Sport, că enorm. O să plătești din mai puțin. Bine. Dacă mai ai și pagina despre vacanțe Grecia, atunci chiar o să vinzi. Bine, dar poți face inserție dinamică. E cazul. Din inserția dinamică n-aș recomanda o începătorul cel puțin sau oricui, pentru că poate să fie foarte tricky, că se mănânce o grămadă de bani. Apar fazii de alea ca pe Amazon, știi? Amazon, eBay, știi, da. Structura creștea contului. Foarte mulți s-a făcut și-și fac de capul lor și au făcut o campanie, 1, 2, 3 ad grupuri și varta acolo 15 cuvinte cheie și răspunsul e, dar eu am adus, nu mai mă interesează. Asta mi s-a întâmplat mie când aveam firma și făceam. Hai, am luat eu o campanie de adus de genul ăsta și era făcut mai bine decât o campanie din între adus și 1000 de cuvinte. Am luat câteva campanii, câteva ad grupuri, am redus costurile pe la jumătate. Deci dacă vreți și băga ceva 10 de milioane până, dacă vreți să faceți adură, să apelați la un specialist. Dacă n-aveți voi timp să studiați, să stați așa, să analizați, să luați un specialist, pentru că clar să vă găsiți mult mai puțin decât dacă vă apucați voi și faceți. Scrie anunțul cu litere mici. Sunt atâtea teste făcute și... Dar se repete asta cu 1000 de cuvinte. Mie asta e favorita mea cu 1000 de cuvinte. Asta, am făcut acum. Singura campanie, da. Două ad grupuri și 1000 de cuvinte puse. Toate cuvintele puse acolo și se întâmplă chestii de bune. Spre anunțul cu chestii cu litere mici. Nu vreau să treci de asta un pic, vreau să am adăugire. E spectaculoasă când o trimiți pe mail către client. Știi? El te întreabă, dar dă-mi și mie un mock-up, știi? Trebuie să-i trimiți ceva, știi? Și când îi trimiți o de astfel de 1000 de cuvinte, wow, ce campanie, știi? Adică, și asta e o problemă adesea când clientul se păcălește singur, știi? Se lasă influențat de o chestie... Pentru clientul totdeauna contează sau pentru majoritatea clientului... Spectacolul de asemenea. Contează din cel mai multe costuri. Da. Până să ajungă la costuri, trebuie să convingă că aia... Na, trebuie să ai bun credere înainte în campanie. Cum îl faci? Dacă iei bani pe alt grup, zice clientul, fă numai unul? Fă numai unul, că scrie anunțurile și cu litere mici. Asta era acum ceva ani, era o chestie care o știau doar ăștia mai avansați. Așa, na, nu știu în continuare cât o știți sau nu, sunt Adriana. Dar ideea e că dacă scrieți anunțurile, scrieți cam toate cuvintele în anunț cu litere mari, pentru că o să aveți quality score-ul CTR-ul mai mare și de ce quality score-ul mai mare. Asta e știută. Utilizarea potențialului pe care oferă display-ul URL, adică na, majoritatea, nu să vedem, să dau un exemplu, site-ul booking.com, știi? Booking.ro, să zicem că un site românesc care oferă, agenție turist.ro, vs. agenție turist.ro, să își oferte Grecia. Al doilea tip de URL este, de display-ul URL este mult mai bun. Ideea e că display-ul URL nu trebuie să coincide exact cu destination URL-ul. Dar puteți să vă folosiți acolo ca să băgați call to action-ul sau să mai băgați cuvântul cheie, să sară mai mult, să fie mai înălț, să fie mai mult, mai bine pentru cheie. Una care se întâmplă la toți care încep și fac de... toți care se apucă și fac AdWords, să nu exagerez, 99% care se apucă și fac AdWords pentru prima oară, ori să fac campania de search cu una campania de PPC. Adică fac IT campania de search, până dau drumul și la content acolo, și iar, se întâmplă o chestie destul de dubioasă. Întotdeauna să țineți separate campaniile de search de campaniile de content. Și campaniile de content separate pentru fiecare tip de campanii de content în parte. Asta e regulă de bază și de aur.
direcționarea traficului doar către homepage, în felul ăsta, și asta e extrem de întâlnită. Adică sunt care fac reclame la iPhone și trimit către homepage în loc să trimit către pagina web care prezintă interfețe pe telefon. Lipsa testării, cea mai simplă testare pe internet pe care am întâlnit-o eu vreodată, A, B, dintre toate tipurile de testări, este testarea unui anunț AdWords. E foarte simplu să testați două anunțuri pe search, în general. Indicatorul care se consideră este CTR-ul, pe content în general, în care se vedeți care, în care dintre AdWords performează mai bine. Pe content în general o să vedeți care dintre AdWords performează mai bine prin conversie. Cam asta e regula. Lipsa monitorizării rezultatelor. Trebuie să monitorizați, adică dacă băgați niște bani acolo, mâncați să știți dacă și cât obțineți înapoi, ca să băgați mai mulți bani, să obțineți mai mulți bani. Pentru că e posibil ca unele campanii să nu fie făcute ca lumea sau să fie concurența foarte mare și banii pe care îi băgați voi în AdWords să nu-i scoateți. Așa, și ultima, care cred că e preferata mea, sunt foarte, foarte, foarte mulți clienți, și aici mă refer la oameni care lucrează cu clienți, care cred că AdWords e o chestie așa sfântă și magică. Și în momentul în care am băgat în AdWords, s-a întâmplat minunea și am început să vând. Și dau și flyer-ul la 200 de euro pe lună și eu sunt fericit că de multe ori, mulți proprietari uită de fapt că AdWords e doar o metodă de a aduce trafic targetat pe site. Deci clicuri pe site, atât aduce. Dacă eu vând relevant. Dacă eu vând căpșuni, atunci cineva care se pricepe să facă AdWords poate să-mi aducă de fapt oameni care sunt interesați să cumpere căpșuni. Dar dacă eu am prețul de două ori mai mare decât concurentul, dacă eu nu livrez căpșunile, că zic, nu, frate, vină la satul mare să le iei, că nu pot să le livrez. Nu știu, dacă căpșunile mele sunt foarte mici, urâte și uboate și așa, evident că AdWords nu o să mă ajută la nimic. Deci AdWords e doar și utilizarea în general și formele de publicitate sunt astea directe, mă refer la astea directe, sunt de a aduce trafic targetat, relevant pe site. Și sper că am terminat. Am un ultim slide. Am căutat vacanțe ieftine în Grecia. Niciunul dintre ad-urile respective nu sunt pe gustul meu, ca să zic așa. Adică, de ce? Foarte simplu, că din cele 11 niciunul conține titlul vacanțe ieftine în Grecia. Am căutat, am numărat 25 de caractere, deci îmi tocat foarte ușor să fie. Și în dinamic sau cu ce vreți voi. Mai mult, din cele 11 anunțuri, 4 n-am nicio treabă cu vacanțe în Grecia. Adică primul anunț va vile de vacanță în Italia, respectiv sunt convins că plătea, la momentul când am făcut eu prescrima, acum nu știu dacă mai e, plătea o grămadă de bani ca să primească trafic pe cuvântul ăsta pe pagina respectivă, așa, pentru că nu e relevant. Așa, dacă ne uităm anunțul 6 despre un venit suplimentar, probabil că cineva s-a gândit că dacă eu caut vacanțe ieftine în Grecia, mă interesează să un venit suplimentar ca să-mi permit o vacanță scumpă în Grecia. Da? Uite la venit Roma, Tenerife, deci... De vacanță ieftine în Grecia? Da. Vacanță. Vacanțe. Nu știam de ce n-apar. Eu sunt cu exact match cu vacanțe ieftine în Grecia și zic de ce n-apar. În 2006, apropo de asta, și cu asta închei, cred. În 2006, parcă, nu, 2005, făceam adres pentru niște produse de prin America, care unul dintre produsele respective digitale era cum să câștigi la lotul. Mă rog, pe vremea aia eu lucram la cineva, atunci am învățat multe din lucruri pe care le știu azi. Sunt mai eveniment. Unul din cuvintele care ne aducea foarte mult trafic, pe puțin bani și cu conversii foarte, foarte, foarte bune, era lotul scris cu un lotul scris cu 2 de 3, așa cum scriu americanii. De ce? Pentru că mulți, cum e și cazul Ionuț de față, nu se gândesc că mai sunt și oameni care nu prea știu să scrie, așa, și nu se folosesc de faptul ăsta, mă rog, ca în seara aceea, nu știu, din grabă, acolo literă în plus, în minus, sunt chestii pe care poți să primești trafic destul de mult și destul de ieftin și destul de tarticat. Poți să obții? Poți să obții mult trafic, dar să scrii cuvântul greșit,
dacă îți scrii corect. Nu am văzut până acum misteriu care s-a dus că m-a întrebat. Cred că Britney Spears s-ar trebui. Britney Spears. La termen medical, oricum, doar medicii înțeleg. Da. Ideea e că... Exemplu este paradoxos. Cum vreau paradoxos? Pentru că eu trebuie puțin proapte, că nu-i paradoxos. Deci, cum vreau oamenii scriu așa. Corect, da. Poți să ții mai mult trafic de agricultură. Trafic și de multe ori îți va ții și mai ieftin pentru că cei care concurează în totul la ta nu se gândește la treaba asta. Ok, dacă mai aveți întrebări, aș vrea să iau 10 întrebări.